prezență, vreau să mulțumesc sincer tuturor celor implicați. Această idee de a pune la aceeași masă copiii noștri, cadrele didactice și mediul de afaceri, bineînțeles, noi staff-ul, s-a înfiripat de mai de mult timp și de anul trecut am pus-o cum în practică. M-am gândit foarte mult ce facem cu copiii noștri. Am discutat foarte mult și mulțumesc mediul de afaceri că este prezent. Cu dumneavoastră și prima dată în 2018-2019, când am avut onoarea pentru prima dată să fiu ministru, și după ce am fost ministru și acum, când am onoarea a doua oară să fiu din executiv al României, de lipsa forței de muncă din România. Și cum putem face în România ca locurile de muncă să fie atractive și mai ales lipsa forței de muncă calificată. Și atunci m-am gândit să transformăm țara noastră dintr-o țară atractivă a forței de muncă ieftine, într-o țară atractivă pentru forța de muncă calificată și foarte bine calificată, dar și bine, spre foarte bine și spre ce în ce mai bine plătit. Nu putem face acest lucru dacă nu aducem și am provat aceste elemente prima dată la Oradea. Mulțumesc numele secretar general al Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, pentru că am înțeles că trebuie să facem mai mult în Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Trebuie să devenim proactivi. Trebuie să fim acel lian între educație și mediul de afaceri. Acel lian care să aducă la aceeași masă și educația, și copiii, și șomerii, și mediul de afaceri. Și să discutăm atât de mult și cu copiii, și cu șomerii, și cu mediul de afaceri, rolul nostru este să vedem ce măsuri putem implementa. Am trecut la sfârșit, am descoperit în economiile din actual exercițiu financiar și împreună cu Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă am mai accesat încă 57 de milioane de euro pe care i-am pus la dispoziția mediului de afaceri. Deja cred că am încheiat convenții pentru toată suma și sprijinim astfel și calificarea tinerilor prin acei programe mixte, dar și